spuneți-mi voi, unde mai mănânci, frate, felul 1, felul 2, seara și în weekend la banii ăștia? Fiți atenți ce loc am găsit. Sincer, așa varietate la meniul zilei nu prea am văzut. Suntem la Master pe Borșului. Băi, zici ce am filmat acolo? 4 ciorbe, 7-8 cărnuri pentru felul 2, vreo 5 sau 6 garnituri și vreo 3-4 salate, toate la liber, îți alegi ce vrei. Fac un update la video-ul ăsta, așa, acum în timp ce le editez, ca să fiu sigur că m-am înțeles. Deci, meniul ăla, varietatea aia de acolo, toate ciorbele, toate cărnurile, toate garniturile, toate salatele nu sunt disponibile doar la amiază, sunt disponibile până seara la ora 10, de luni până duminică, în fiecare zi. Astăzi, de exemplu, la ciorbe au avut în felul următor: ciorbă de burtă, ciorba la grec, bograș care mi l-am luat eu și cred că țărânească de porc. Iar la cărnuri, tot ce s-a văzut acolo, cam aleas aproximativ în fiecare zi. E nebunie! Prețul pentru un meniu, repet, la alegere, de acolo îți alegi o ciorbă care vrei tu, un felul 2 care vrei tu, o garnitură care vrei tu, o salată care vrei tu, la prețul de 30 de lei. Servire acolo, eu mi-am luat la pachet, a fost tot 30 de lei, m-am mai luat și un cola 7 lei, total 37 de lei. Cam așa arată bograciul. Hai să vedem și gustul, că dacă și gustul e cel puțin bun. Sincer, un bograci bun spre foarte bun. Problema la bograci, știți care e? Că fac și eu bograci și îl iau ăla un pic așa ca etalon și ăla mi iese foarte, foarte, foarte bun. Dar gustos, ușor aromat, bun spre foarte bun. No, la felul 2 n-are rost, uitați-vă aici, de mai bucătoaca de ceafă la grill cu cartofi țărănești. Au adus ceafa fix în fața mea, când am văzut-o am zis direct ceafă. Și ca și garnitură, cartofi țărnești, hai să vedem. De acolo ceafa, sincer, la o ceafă la grill nu prea e ce da greș, decât dacă mi-o dai crudă sau nu pui nimic pe ea, nu? Dar la culoare e clar că ori pus ceva pe ea, e clar. Cartofii? A, era să uit, aveți și salată. Astăzi la salate au avut salată de varză, ceva sortată de salată verde cu ridichi, parcă, sfeclă și cred că castraveți, dacă bine țin minte. Eu mi-am ales de varză. Master Borșului, să rămână pentru masă. Exact cum vă ziceam, bograciu bun spre foarte bun. La felul de nu prea aveau cum să dea greș, fiind ceafa aia, ca lumea făcută, se vedea pe ea clar, condimentată, fain, bună la gust. Cartofii țărănești, când am ajuns mai jos un pic, era și ceapa călită acolo. Bă, foarte buni. Aia, salata de varză am făcut un pic așa că, nu știu, avea un condiment, nu prea au fost pe placul meu. Dar, per total, un meniu zilei foarte bun. Varietatea aia, fraților, nu știu, da. Mie mi se pare super ok să mergi să vezi o groază de feluri din care să alegi. Așa că, în stilul caracteristic, Răducu vă recomandă. Poftă bună!